Avem o sesiune cu familia la pescuit. Cred că așa începe episodul acesta. Come here, Dad. Dragoș, come here. What? Say hello. No. Zi ciao. Nu vrei să zici ciao? No. Atunci nu ne zice ciao. Nici măcar să ne dea un like, un subscribe, nu zici? Da. Hai tu. Nu uitați să ne dați și un like și un subscribe. Ați înțeles? Să lasă asta jos. Ce? De așa. Ce te lasă jos? Și poți să-ți bagi picioarele aici acum, dacă vrei. Ce te lasă jos? Așa-i zice, se trimează în jos. Nu, nu, nu încolo. Trebuie să trimezi în jos motorul. Ca să putem să-i dăm puțină viteză, știi? Hei, ce omuleț am eu aici în față? Poate sigur că îți deschid. Poate mai găsesc un fel de din ăștia. Un fel de din ăștia? Fii atent, acum o să dau înainte cu ăsta, da? Da. Să vedem și după aia punem altceva, da? Cu ce vrei să dai mami? Ia să-i dăm și la mami să dea. Îi dăm? Da. Uite, cu ăsta dai tu, mami. Nu cu ăsta. Cu ăsta dai tu, mami. Și dai în jos, vezi că trebuie să lași, uite așa, să cadă. Pac. Și uite la mine puțin. Lași să cadă, o să simți în băț că face tâng. Știți, la fir tot se simte ca o detensionare. Și uite, după aia îl tragi și lasă să cadă iarăși. Iar îl tragi și când atingi substratul, o să simți un bâng, îl ridici iarăși. Ai înțeles acum? Poți să pescuiesc acum? Până te înveți, iarăși, cu lansatul. Vrei să te alerg și ție unde faci? Hopa! Ori avem pește, ori creangă. Să sperăm că e pește, dar pare a fi creangă. Sau scoică. Mă, uite că e peștișor, măi, Dragoș. Ce-o prins tate acolo? Un amărât de peștișor a prins. Un strapazan, un șalău micuț, un pui de șalău. Uite! Hai să vedem aici. Pui de șalău. Asta e un pui de șalău. Da, vrei să-l arăți tu la cameră? Nu. Nu-l țin eu? Și tu nu vrei să pescuiești? Nu, că nu. Păi eu ți-am ales. Tu mi-ai ales năluca? Uh-huh. Bine. Hai, arată-mi ce năluca mi-ai ales. Mai pot să dau cu asta, să poate mai prind unul mai mare? Da. Bine. Îl aranjez asta la tati. Bine. Aranjează-i-le la tati. Mama, deschide-mi. Las că deschide tu acolo, că te pricep deja. Da, mami. Ba, dar trebuie să-mi tragi care-i. Te ridici în picioare. Așa, și trage ca un uriaș. Lasă să prind înainte cu năluca aia și după aia poți să o deschizi, bine? Da, vrei să mai scoatem un băț, Dragoș? Nu. Cu care să pescuiești tu? Pot să-ți pun și ăsta. Poți să-mi-l pui și pe ăla. Uite, am prins, Dragoș. Am prins, măi, Dragoș. Am zis dacă ai pus. La năluca aia ce ai ales-o tu. Ia, cum îi zice? Noi că e wobble shed, îi zice. Cred că e mai mare, tati. Poate că ăsta e secretul, să schimbăm mai des nălucile. Hai să vedem dacă e din ăla ce putem să-l ținem pentru cină. Deci aparatul, să-l faci, băi. Dragoș, pregătești? Ce? Aparatul, să facem poză. Da. Dacă îi pui. Nu, că pare a fi puțin mai mare decât puiul ăla la alt. E tot pui. Da. Îl arătăm la cameră. Stai, să fac poză. Hai că îl arătăm la cameră și iau eu poza de aici. Ce zici tu de treabă? Hai aici să povestim la cameră ca să putem să dăm drumul la pește, da? Amale, în
prima Luca aia, că am văzut că era, că îmi plăcea foarte mult. Da? Și ce îți plăcea la ea așa de mult? Forma sau culoarea ți-a plăcut-o mai mult? Și forma și culoarea. Se pare că nălucile acestea fuziforme astăzi, ăsta e un Noiche, Ohio, Basara, funcționează cel mai bine. Vom elibera și acest pui de șalău, pentru că nu putem să-l ținem pentru cina lui Dragoș. Da. Da. Noi ne trebuie adult șalău. Exact. Spune-le acolo să știe oamenii. Ia-t! Acolo, pe cameră, arată-i cum arată un șalău adult. Ia-t! Așa. Poate că așteaptă să iasă soarele cu totul. Uai! Am prins unul mai mare, Dragoș. Mami, ce te-a spus, mami? Hai să-l vedem. Nu-i chiar așa mare. Mamă, ciudat ăsta. Măi, Dragoș, tu ai găsit nouă lucră câștigătoare? Da. Eu văd că asta le-o place mai tare decât cele le-o plăcut până acum. Și atipic, o culoare mai închisă. Seamănă cu apa. Aproape că nu-l văd. Păi nu, că e vine greu, că e măricel ăsta. S-a supărat aici la barcă. Ce? Pare tot mai mare pe măsură ce se apropie de barcă. Ia, dă-te la o parte că l-aduc aici. Opa! Wow. Ăsta e de pus la cină, Dragoș. Ai pregătit aparatul pentru poză? Nu, unde? Uai, ce șalou am prins, măi, Dragoș, cu năluca recomandată de tine. Ia, hai să-l arătăm la cameră. Hai aici, Dragoș, acum să le spunem. Stai să vedem ce... Asta e un pește bun de pus la cină. Și cine mâncă la cină șalăul ăsta? Eu și Ana! Bravo! Deci, oameni buni, ăsta e șalăul de cină. Singurul șalău pe care îl vom reține astăzi. Pe restul îi vom elibera așa cum se cuvine. Îi dau eu pupică înainte să-l bag? Nu. Nu? Îi dau eu? Îți mulțumim, șalăule, că te-ai sacrificat pentru noi. Pe restul promitem să eliberăm, da? Promitem? Da. Bravo, Dragoș! Asta, da, aventură! Vrei să povestim aici ce echipament am? Da. Ce vrei să povestim? Despre barcă? Despre ce vrei să povestești? Îți dau un microfon. Barca asta e grozavă. Peștele ăla e cel mai bun pește. Bine. Cum i-ai ales-o? Că ai intrat acolo... Mami nu prinde pește, ia povestea. Ai intrat acolo la mine în compartiment și... Da, și am găsit-o așa, mi-a plăcut culoarea și cum arăta. Da? Și ce te-ai gândit? Că o să-i placă și la șalău? Da. Cât de tare i-a plăcut la șalău? Așa de tare i-a plăcut la șalău? De jos până la tati la cap. Da? Și tu nu vrei să pescuiești acum? Mm-mm, hai că nu. Poate prinzi și tu un șalău. Care să fie bun la cină. Bine. Vii aici? Uh-huh. Hai. De fapt, nu. Nu vrei să pescuiești? Nu. Hai. Vrei cu mine aici? Nu, că eu trebuie să fiu cu ochii pe șalău să nu sară în apoi în apă. Dar nu lăsăm noi să sară în apă. Pe domnul șalău. Să nu sară la mami, acolo unde stăm, mami. Adică la mine pe scaun și apoi să sară aici. Încearcă să lansezi în sus. Și-o închiți ochiul. De ce este? Și l-o închizi. Cum să-ți închid ochiul? Că n-are pleoape șalău, tati. De ce n-are? Acum, de acum poți să pescuiești cu care vrei tu dintre alea. E sigur? Da. Mă lași tu așa să pescuiesc chiar, da, cu care vreau eu? Uh-huh. Mami, da, folosește ăla. Ia, dă-ne aici, Dragoș, care mi-l dai? Asta? Care vrei tu? Unul dintre astea trei, da? Uh-huh. Și apoi o să mai ai voie încă unul mic și apoi ultimul mic și apoi ai... Ce ai zice tu, ai să mă lași să dau cu din alea mai mari după ăsta? Nu, după ăștia toți ăștia mici. Cucuștiuc, cucuștiuc, cucuștiuc. Simți în băț. Cucuștiuc, 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 cucuștiuc. Tati, ai mai prins? Da, unul după altul, nu vezi? Dacă nu ai mai prins, alege altul dintre ăștia micii. Cu aia care ai pescuit, deja nu mai ai voie încă o dată.
Numai acolo cu care am prins. Da. Da, acolo am voie? Da. Perfect. Ține așa, fii atent, să nu mai lovești aici cu mâna. De ce? Așa. De ce că așa? E așa că altfel dacă te lovești așa, nu te deranjează. Nu trebuie să ții tare pe asta, asta nu mai vine înapoi, fii atent. Ții așa cu două degete, ca un finuț. Tati, dăm drumul la mână. Păi? Iarăși? Iară trebuie să-i prind eu singur. Nu chiar singur. Mergem, mai schimbăm locul un picuț. Da. Aici văd că nu ne prea doresc peștii ăștia. După cum vedeți, apa este tulbure, debitul este foarte mare, undeva între 7 și 8 mii. La intrare în țară, zona Baziaș, noi suntem în zona Cozla, la pensiunea Sirinia. Și din acest motiv, de obicei, peștii nu stau în apa adâncă, adică sunt foarte puține locuri unde avem să-i găsim pe apă mai adâncă, de 3-4 metri. Așa că în momentul de față pescuim pe un prag, ca să nu-i zic un drum, un prag cu apă mică, începe undeva de la jumătate de metru și ajunge undeva în 3-4 metri și după aia cade în apă mai adâncă. Noi pescuim undeva între 1 metru și 4 metri adâncime. Cam toți peștii am prins pe apă de 1 metru jumate, 2. Deci se adeverește ceea ce am spus legat de treaba cu debit mare, apă tulbure, mai puțin lucrul cu culorile super aprinse, pentru că fiul meu a ținut neapărat să pescuiesc o nălucă de o culoare mai pământie. Și bineînțeles că n-am dat două mâini cu acea culoare și am prins un șalău, după aia am mai prins un șalău și după aia care am mai prins un șalău. Dar parțial ceea ce am calculat de acasă s-a adeverit. Desigur, pe Dunăre, în general, pescuim cu fire mai subțiri, pentru că este vânt, curent și nu vrem să pescuim cu gramaje foarte mari. Cu cât firul este mai subțire, cu atâta este ansamblul mai senzitiv. Stai că au prins băieții ăștia ceva pește mai mare. Pare. Uită nenea ăla de acolo. Sau așa pare. Și cu el l-a dat. Hă? Cu el l-a dat. Nu știu ce scoate. Acum trebuie să te duci în locul tău. De ce? Că aici trebuie să fac manevre speciale și trebuie să întorc. N-are mica. Trebuie să întorc mai des de volan. Pentru cei care doresc să pescuiască cu mine, țineți cont că printre altele ofer servicii de ghid de pescuit din barcă, așa că dacă doriți să pescuiți cu mine, să știți că este posibil. Trebuie doar să mă contactați și să programăm o ieșire care poate fi oriunde, la Dunăre, în România, în Ungaria, în Delta, la Bicaz sau alte locații pe care poate vreți să le alegeți voi. Pentru cei mai excentrici, putem să pescuim inclusiv din caiace, pe lacuri de munte, pe râuri sau canale, asta depinde numai de voi. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like, lăsați 2 milioane de comentarii și... Uh-huh!